Fericit acel ce calcă tirania sub picioare, care vede în alui țară libertatea reînviind. Fericit măreț acela care sub un falnic soare, pentru patria sa moare, nemurire moștenind. Am folosit acest vers din Vasile Alexandrii pentru că astăzi îl comemorăm pe generalul Ion Drăgălina, pentru că anul acesta, în octombrie, se împlinesc 100 de ani de când generalul a trecut în eternitate. Am vrea să începem cu o clarificare. Îl găsim pe generalul, sau numele generalului Drăgălina, îl găsim în toate lucrările Drăgălina. Adevărul este că generalul s-a numit Drăgălina. Iată aici semnătura generalului unde apare Drăgălina. Și la fel și aici, o să vedeți mai multe documente, o să prezint cu Drăgălina. Acum să clarificăm o treabă, de ce a apărut Drăgălina? Regina Maria, care îl aprecia foarte mult pe general, englezoaică, în engleză nu apare litera E. Și atunci ea a spus Drăgălina. Și zice, îmi place să spun Drăgălina pentru că numele lui seamănă cu un sunet de clopot. Sigur veți spune firească întrebare. Mai de unde ai atâtea și de unde știi atâtea? Iată aici o scrisoare originală datată în 6 decembrie 1970 de Sfântul Nicolae de 5 decembrie, în care fiul generalului spune așa: Domnul Major Liviu Groza a venit la mine azi ca un simplu reprezentant al Caransebeșului și pleacă ca un bun prieten, nepotul unui mare general român. Și semnează Virgil Drăgălina. Așa se face că cu altă ocazie o să prezentăm o altă scrisoare în care prezentăm dorința lui Alexandru Drăgălina ce să se facă cu aceste documente și ce s-a întâmplat cu documentele respective. Iată-l, aici este generalul Ion Drăgălina. Sigur, era o personalitate ilustră, era o personalitate care impunea seriozitate, impunea respect, impunea absolut tot ceea ce trebuia. Era un soldat, în ghilimele spus, desăvârșit. Iată-l aici o fotografie a tatălui, generalului Drăgălina, care pe certificatul lui de naștere, iată ce a scris. Să fii cinstit, fiul meu, căci cinstea este apanajul omului demn. Muncește ca și când ai de trăit un veac. Alexandru Drăgălina. Sigur, un fir roșu care se poate scoate în evidență din familia Drăgălina este acela al patriotismului, al dragostei nețărmurite față de pământul strămoșesc, al mândria de a fi român și a păstrat toate sentimentele și toate obiceiurile. O să vedem ceva mai încolo. Iată, aici este mama generalului Drăgălina, aici este casa din Caransebeș, pe strada Ardealului, casa generalului Drăgălina, și aici este placa comemorativă pusă pe casa generalului Drăgălina. Iată, aici avem cei doi fii. Generalul a avut 6 copii, 2 băieți și 4 fete. Iată, aici este Corneliu, viitorul general, și aici este amiralul, respectiv Alexandru Drăgălina.
Când s-a născut Alexandru Drăgălina în anul 1890, ce face? Același lucru care l-a făcut tatălui pentru general, pentru viitorul general, același lucru îl face și el pentru fiul său Alexandru. Binecuvântarea mea să te însoțească toată viața. Crești și fă-te mare în credința strămoșească. Respectă legile țării și pe mai marii tăi. Păstrează recunoștință părinților tăi. Vedeți, dumneavoastră, sunt niște trăsături care, așa cum spuneam și mai înainte, definesc familia Drăgălina. Și, de altfel, acest lucru era bine cunoscut în familia grănicerească, în familiile grănicerești, de pe raza regimentului de graniță. Credința strămoșească, credința creștin-ortodoxă, consfințirea, sau mai bine zis, respectul față de preot, respectul față de biserică, prezența permanentă a grănicerilor la biserică și, în același timp, coeziunea familiei. Păstrează recunoștință fiilor, părinților tăi. Vedeți, dumneavoastră, ca și cum ar fi un ordin, un îndemn, ceea ce trebuie să facă tineretul respectiv, tineretul grăniceresc, sau mai bine zis, băiatul generalului Drăgălina. Iată-l aici, îl avem în 1882, pe sublocotenentul Ion Drăgălina, care avea să scrie în caietul lui de însemnări, plin de mândrie, cu speranța în piept, că va veni momentul unde românii vor putea arăta lumii că sunt adevărați fii ai lui Traian, că în vinele lor curge sângele lui Mihai. Semnează locotenent Ion Drăgălina. Vedeți, dumneavoastră, ce scoatem în evidență din această consemnare? În primul rând, ideea de unitate națională, pentru că Mihai Viteazul a realizat unirea principatelor române în 1600. Și mai mult decât atâta, latinitatea, adică suntem adevărați fii ai lui Traian, latinitatea limbii, latinitatea poporului, unirea dintre cele două popoare, respectiv dintre romani și daci, a creat poporul român. De altfel, cât de frumos vorbește Vasile Pârvan despre columnă, priviți marmura rece care demonstrează sau care arată lumii focul care a topit două popoare într-unul. Vedeți, dumneavoastră, gânditorii noștri, indiferent pe ce treaptă s-ar găsi sau se găseau, au arătat lumii că suntem un popor latin. Iată păstrarea, așa cum am arătat mai înainte, grănicerii păstrau obiceiurile și în Caransebeș există, n-am adus această fotografie, în 1885 o echipă din intelectualii caransebeșeni care formau călușeri, jocul călușerilor. Este într-adevăr, acest joc e un joc militar care a fost, să zicem așa, recomandat de către Astra ca în toate comunele din Ardeal și Banat să se propage sau să se folosească acest joc prin care jurământul călușerilor este extraordinar. Jur să păstrez și să apăr acest pământ. Vedeți, așa se face că sublocotenentul Ion Drăgălina se îmbracă cu maestrie și bucurie în costum de călușar și mai mult se fotografiază. El făcea parte din echipa de călușeri a regimentului 43 Infanterie, un regiment format numai și numai din români. Vedeți, dumneavoastră, în acest regiment, cu toate că, mă rog, forurile superioare sau conducerea
nu prea îi convenea. Făceau parte din guvernul dualist, dar n-au reușit să oprească această dragoste a bănățenilor față de pământ, față de limbă, față de familie, față de biserică. De biserică nici nu mai vorbim, pentru că vom face o emisiune specială în care vom arăta că grănicerii, când se întorceau de pe câmpul de luptă sau de unde erau în afara granițelei regimentului, ofereau, mai bine zis, un steag bisericilor, Sfânta Biserică a Maicii Noastre. Vedeți, dumneavoastră, aveam numai cuvinte de superlative și vom face o emisiune cu drapelele, steaguri grănicerești, pentru că trebuie să vedem și în aceste steaguri credința păstrată cu sfințenie în comunele grănicerești. Așa cum arătam și mai înainte, generalul a avut 6 copii, respectiv 2 băieți, Virgil și Alexandru, și 4 fete. Ce lasă? Avem aici un testament pe care încă n-am reușit să văd de ce l-a scris generalul, adică atunci era cu grad de locotenent colonel, și de ce a scris el testamentul. Dar ceea ce este interesant, că în testament, dar din testament rezultă că generalul lasă copiilor săi cinstea numelui de român. Vă dați seama că te cutremuri când citești acest testament și zice mai departe: sărac am intrat în armată, sărac părăsesc această lume. N-a fost un om care să adune bogății, cu toate că avea nevoie pentru copiii săi, dar niciodată n-a luat mai mult decât îi se cuvine. De fapt, acest lucru îl spune și Tache Ionescu într-o cuvântare la Lugoj, când s-a dezvelit bustul generalului. Zice: n-a cerut niciodată nimic de la mine. Vedeți, dumneavoastră, cinstea numelui de român, cum a păstrat-o acest general născut în Caransebeș și care s-a acoperit de glorie în primul război mondial. Iată, aici avem cărți poștale trimise de foștelui comandanț, prin care îl felicită pentru tot ce a făcut ca și comandant al diviziei I-a, pentru că trebuie să scoatem în evidență că generalul, la începutul războiului, primul război cel mare, după aceea s-a numit primul război mondial, a fost comandantul diviziei I-a la turnul Severin și el își pusese punctul de comandă al diviziei în localitatea Cireșu. Iată-l aici pe el, ținând o cuvântare înflăcărată la Orșova. Aici este textul respectiv, când batalionul 11 vânători se înapoiază la divizie. Și aici, în momentul în care frontul pe partea Oltului și în alte părți ale frontului îi aveau nevoie de trupe, tot îi se luau unități și subunități, la care în carnetul lui de însemnări avea să scrie următoarele: câte și câte gânduri negre nu mi-au trecut prin minte, tulburându-mi mintea. Capul sus, domnule general, nu te lăsa sclavul gândurilor negre. Cu trupe multe, oricine știe să lupte, arată că știi și cu puține să faci mult. Aici vine credința. Încrede-te în Dumnezeul părinților tăi și în steaua ta, care totdeauna te-a luminat. Doamne, fii cu mine. Vedeți, dumneavoastră, câte exemple putem să scoatem din viața și activitatea generalului.
mă refer în mod deosebit la dragostea față de țară, dragostea de față de pământul natal, dragostea față de tot ceea ce îl înconjoară. Și aș dori să scot în evidență că în momentul în care generalul a plecat dincolo, cu gura de capitan, a fost un mic incident la Bocșa și atunci el a fost foarte jignit de puterile dualiste, fapt care îl determină să treacă în România. Dar absolut niciodată, el nu a uitat locul de unde a plecat. Iată, aici avem o mărturie foarte frumoasă. Patriciu Drăgălina, verișorul său, permanent îi scria, adică era un schimb de mesaje, un schimb de scrisori. Iată, în 1902, ce scrie Patriciu Drăgălina generalului? Ce scrie? La duminica Tomii vom avea mare sărbătoare națională. Corul din Turnul Severin și orchestra studenților liceului de acolo ne vor onora cu o vizită. Pentru primirea lor se fac mari pregătiri. Merită să fie primiți cu toată căldura, deși că nu vom putea să-i primim cu pompa cu care în diferite ocazii sau rânduri ne-au primit ei pe noi. Vedeți dumneavoastră, Patriciu Drăgălina vede în sosirea solilor din Oltenia, din România, vede deja o sărbătoare națională. Vă dați seama, să ne pregătim în așa fel încât să-i primim cu mare pompă, cu toate că nu vom putea să echivalăm ceea ce cum ne-au primit ei pe noi. Am vorbit cu alte ocazii cum au fost primiți caransebeșenii la Turnul Severin și poate că vom reveni cu vizita celor 70 de învățători la Caransebeș în 1919 și imediat dublu număr caransebeșenii pleacă la Turnul Severin și în biserica Grecescu de lângă gară are loc un parastas pentru eroii neamului căzuți pe câmpul de luptă în primul război mondial și pentru generalul Ion Drăgălina. Și aș scoate în evidență că doctorul Cornel Corneanu împreună cu Ghiță Bona donează o fotografie, un tablou al generalului preotului paroh al bisericii din Turnul Severin, deci Biserica Grecescu. Vedeți dumneavoastră, deja se formase un cult, vom vorbi ceva mai încolo, cum a fost apreciat generalul peste hotare. Iată o altă scrisoare a lui Patriciu Drăgălina în 1904. Îi scrie lui Ioanic, așa îi spuneau ei, Drăgălina scrie la Patriciu, scrie lui Patriciu Drăgălina că face o serie întreagă de excursii prin trecători, prin munții Carpați, la care Patriciu Drăgălina, profesorul Patriciu Drăgălina, care era un fervent luptător pentru unitatea națională și care s-a stins în 1917 fără să vadă realizată România mare pe care el o visa. Când aud de Carpați, de munții și văile care au fost în trecut fortăreața neamului nostru, e imposibil să-mi înfrânez cugetele care involuntar iau un zbor neașteptat. Studiază bine acele regiuni, căci cine poate prevedea de ce vor fi aceste studii? Iată, vedeți dumneavoastră, parcă a fost un făcut, pentru că generalul, în calitate de comandant al Diviziei I, apăra strâmtorile, apăra această trecătoare dintre Oltenia și Banat. Iată, aici avem două ordine a generalului,
Și iarăși revin asupra problemei, vedeți semnătura drăgălina. Aici este al doilea ordin. Mă opresc cu ochii puțin umeziți la cele petrecute în momentul când generalul, în calitate de comandant al diviziei 1-a, vroia să intre triumfător, eliberator al Orșovei. A pornit trupa la atac. Pe dealul Moșului se aprindea un far. Și în momentul când farul se aprindea, toate categoriile de armament ale dușmanului se năpusteau cu focurile lor asupra soldaților români care cădeau la datorie. A încercat odată, a încercat de două ori, nu s-a reușit și atunci generalul hotărăște să stea de vorbă cu comandantul farului. Culmea, care cine era? Era un capitan avocat din Caransebeș, cu nume Dragu. Generalul stabilește întâlnirea are loc și generalul cu calmitatea lui spune: mai n-are rost să mai omorâm soldații, pentru că cauza voastră este pierdută. Nu veți câștiga războiul. La care Dragu, cu o aroganță extraordinară, îl scuipă pe general și spune: trădătorule, mișcat de acest gest, cum nu se poate mai josnic, comandantul diviziei, respectiv generalul, ordonă să se facă un așa numitul grup de comando. Nu, noi atunci nu se spunea grupuri de comando. Formează un grup de voluntari care să plece la atac să cucerească acest far chiar cu prețul vieții. Sigur că din acest grup a făcut parte și sublocotenentul Pamfil Șeicaru. Pleacă la atac pe timp de noapte acest grup și când urcau poalele spre dealul Moșului, farul se aprinde, încep canonada de foc asupra acestui grup și în fața lui Pamfil Șeicaru a explodat un proiectil de tun și l-a îngropat în pământ. Sigur, soldații învrăjbiți de această canonadă se duc și cuceresc farul. În același timp, îl cuceresc și pe capitanul Dragu. Ce e interesant? Este interesant următorul lucru. Capitanul Dragu este adus în fața generalului, foarte calm, foarte calm, îi spune adiutantului să fie judecat de curtea marțială și ce hotărăște. Curtea marțială îl judecă și îl condamnă la moarte. Tilică Ioanid, care era un sublocotenent, aranjează, avocat fiind și el, aranjează, îl pierde pe Dragu și îl trimite la Craiova cu o coloană de prizonieri. La terminarea războiului, Dragu se stabilește în Caransebeș, unde era de fapt de loc, și ce credeți dumneavoastră? Devine șeful, președintele Partidului Poporului. Iată un camelion care l-a scuipat pe general, l-a sfidat pe general, a sfidat ideea că războiul este pierdut și trufia și mândria lui a făcut ceea ce a făcut. Ca după aceea nu și-a recunoscut cu nimic faptele sale negative și a ajuns președinte al Partidului Poporului. Tatăl meu, fiind grefer la judecătorie, am avut, să zicem în ghilimele, plăcerea să-l cunosc pe acest avocat Dragu, președintele poporului român din Caransebeș. Ce s-a întâmplat mai departe, sus, la dealul Moșului?
Pamfil Șeicaru, după un timp oarecare, se trezește din amorțeala respectivă și în fața lui, acoperiți amândoi de pământ, era soldatul care cu pieptul său l-a apărat, bineînțeles, fără să-și dea seama, a apărat pe Pamfil Șeicaru. A regretat foarte mult moartea acestui soldat care i-a dat viață lui Pamfil Șeicaru. Ce hotărăște după terminarea războiului, ce hotărăște Pamfil Șeicaru? Hotărăște ca pe locul respectiv unde a fost farul pe dealul moșului să se ridice o mănăstire care să poarte numele mamei sale. Și atunci se ridică mănăstirea Sfânta Ana de sus, de pe sus, de pe dealul moșului. Iată, aici este altarul mănăstirii. Aici este Pamfil Șeicaru și el moare în Germania și se hotărăște de către primar și de către oamenii de bine să fie aduși și înmormântat în fața bisericii. Iată, aici este placa de pe mormântul lui Pamfil Șeicaru. Aici este cel care vă vorbește în fața mormântului lui Pamfil Șeicaru. Aici este primarul și cu profesorul Constantin Joan, sufletul acțiunii de aducerea osămintelor lui Pamfil Șeicaru la Orșova. Aici este omul care a înființat Muzeul Pamfil Șeicaru la Orșova, respectiv regretatul meu prieten Constantin Joan. Ce se întâmplă mai departe cu generalul? În momentul în care generalul Culcer își dă seama că nu mai poate să facă față frontului, propune marului cartier general să cedeze Oltenia și să formeze o nouă apărare pe Olt. Marele cartier general nu aprobă această hotărâre, îl destituie pe generalul Culcer din comanda armatei I-a și îl numește comandant al armatei I-a pe generalul Ion Drăgălina. Sigur, în momentul respectiv dă un ordin celebru, respectiv ce să facă trupele ca să ocupe și să stăvilească ofensiva armatei germane pe Jiu. Ceea ce este foarte interesant și aș vrea să scot în evidență, el pleacă pe Jiu, cu toate că iată aici o scrisoare originală a soției generalului în care îi spune: Ioane dragă, nu te expune, știi că dușmanul te caută și are ciudă pe tine. Nu te avânta în luptă, nu e locul tău în prima linie. Bineînțeles că generalul n-a ținut seamă, cu toate că trebuia să țină seamă de acest lucru, și pleacă să rânduiască trupele în defileul Jiului. În momentul în care generalul s-a avântat prea mult pe defileul Jiului, a fost încercuit de o patrulă dușmană. Avea de ales două probleme, și anume, ori să cadă prizonier în mâna dușmanului, ori cu viteza cea mai mare a mașinii să străpungă această încercuire și să ajungă la Târgu Jiu. Generalul sub nicio formă nu putea să ajungă prizonier, pentru că generalul avea o misiune de îndeplinit, apărarea pământului strămoșesc, realizarea României mari. Ori un dezertor, în primul rând un general nu poate să fie dezertor și în al doilea rând el trebuia să-și împlinească misiunea primită atât din familie, de la părinți, că
cât și de la stăpânire. Așa se face că întoarce mașina și când vrea să se urce în mașină, aghiotantul vrea să urce în față, la care generalul bate pe umăr pe tânărul sublocodene și spune: tinere, locul meu este în față și la primejdie și la onoruri. Sigur că pleacă și în momentul când ajunge la locurile rele, vedeți cum se fac anumite lucruri, cum se împlinesc la locurile rele, o rafală de mitralieră îl rănește pe general. În viteza cea mai mare este dus la Târgu Jiu, iată aici mantaua generalului străpunsă, plină de sânge și străpunsă de gloanțe, și în același timp ajunge la spital. La spital îl întreabă pe doctor: doctore, cum aș putea să ajung mai repede pe front? Tratându-mi rana sau tăindu-mi brațul? La care doctorul, puțin cutremurat, îi spune: domnule general, dacă vă tăiem brațul, rana se vindecă mai repede. Taie-l, îmi ajunge și un singur braț ca să-l distrug pe dușman. Nefericirea face că generalul avea diabet și rana nu se vindeca. Și atunci regele Ferdinand ordonă să fie transportat de urgență la spitalul militar organizat în Palatul Regal, unde generalul își dă obștescul sfârșit. Iată, aici avem cortegiu funerar pentru înmormântare. Aici participă la înmormântare regele Ferdinand cu tânărul Carol. Iar aici familia generalului, însoțind cortegiu funerar. Iar aici este câinele, credinciosul câine al generalului. Cunoaștem câte legende și câte poezii s-au scris cu acești câini credincioși care au stat și au murit pe mormântul stăpânului său. Iată, aici avem mormântul. Astăzi se prezintă pentru prima dată. Am primit această fotografie de la un inginer care a fost amabil să mi-o trimită, pentru că nu se știa. Mormântul generalului sau cripta generalului este în cimitirul Belu Militar. Sigur, aș vrea să scot în evidență o treabă foarte frumoasă. Regina Maria îi scrie soției generalului: nimeni mai bine decât mine nu poate înțelege adâncimea durerii ce o încercați. Plâng cu dumneavoastră, bravul militar, fala țării sale. Numele său va rămâne sfânt printre acelor bravi căzuți pentru cauza cea mare. Binevoiți a exprima fiilor și fiicilor dumneavoastră toată simpatia mea. Nici eu, nici copiii mei nu vă vom uita niciodată. Dumnezeu să vă ajute a suporta marea jale ce vă atinge. Maria. Sigur că aș dori să scot în evidență din nou patriotismul familiei Drăgălina. În timpul primului război mondial sau în desfășurarea lui, toți cei 6 copii au fost înrolați în armată, respectiv pe front au fost cei 2 băieți pe frontul din Moldova și cu Constanța, iar fetele toate au fost angajate ca sanitare în spitalele militare din București și din țară. În momentul în care cortegiu mortuar se îndrepta spre cimitirul Belu, Nicolae Iorga avea să țină o cuvântare extraordinar de tulburătoare
și o mică parte din această cuvântare vă rog să-mi permiteți în memoria generalului să vă citesc așa cum a scris-o el. Generalul care a apărat cu mintea lui de cugetător, cu energia lui de soldat și cu calda lui inimă de bănățean, Oltenia nu mai este. În durerile rănilor sale, ciuntit de un braț, el și-a dat nobilul suflet lui Dumnezeu, în dreptatea căruia față de neamurile bune și nenorocite ca ai lui au crezut. Astăzi Bucureștiul văd trecând convoiul aceluia care în zvonul ușuratic de el al marului oraș era unul dintre muncitorii cei mai harnici și cei mai bucuroși pentru binele patriei și pentru izbânda neamului. Cu pietate fiecare va privi ultimul drum între noi, căci lacrimile le-am isprăvit. Dar mâine, când banatul lui părintesc va fi carne din trupul României biruitoare, când acolo, departe, în Caransebeș, va flutura steagul sub care și-a vărsat sângele, vom ridica pe locul unde a fost dăruit neamului statuie de bronz într-o pomenire a curatei figuri de erou care se ascunde acum vederilor noastre. Vedeți, dumneavoastră, Iorga a devenit deja un vizionar. El prevedea că în Caransebeș se va ridica o statuie. Și sigur că acest lucru în 1943 se realizează. Iată, aici este statuia în parcul ce îi poartă numele, Parcul General Drăgălina. Aici este sfințirea de către episcopul Veniamin Nistor, sfințirea acestui monument care dăinuiește spre fala și bucuria noastră. Aici este fotografia episcopului Veniamin Nistor, care a săvârșit slujba de sfințire a monumentului. Iată, aici avem o parte, cuvântul lui este foarte lung. Am găsit de cuvință să vă oferim o parte din cuvântul său care este memorabil. De câte ori treceți pe lângă monumentul lui, să zăboviți și să păstrați o clipă de reculegere pentru a desprinde din figura lui eroică cele mai nobile îndemnuri pentru viața ridicată la înălțimea jertfei lui, hotărându-vă la urmarea pildei lui, oricând și oriunde, dacă va trebui să vă jertfiți, tot ce aveți mai scump pentru binele și slăvirea patriei. Veniamin Nistor, episcop de Caransebeș. Sigur, domnul primar, întotdeauna la ziua eroilor, la 1 decembrie și alte mari sărbători, organizează la statuie o slujbă de pomenire pentru acela care a fost generalul Ion Drăgălina. Am hotărât împreună cu domnul Doru Călina, prietenul meu drag, să încheiem această expunere rugându-vă ca imaginar să urcăm treptele din Parcul General Drăgălina și pe soclul statuiei să așezăm o garoafă roșie, iar el de acolo de sus, că acolo merg eroii neamului, sus în cerul, de-a dreapta și de-a stânga Tatălui, ne va spune mulțumesc. Cum și noi, domnul Doru Călina și cu mine, vă spunem mulțumesc că ați avut răbdare să ne ascultați.